Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canal, să trecem vreunul cu pisica? Bună! Și cu Mihai! Salut! Și astăzi, oameni buni, suntem în Brașov! Da, ați auzit bine, am venit aici în Brașov, pentru că din ce am înțeles, aici în Brașov a apărut noul Hagi. Este noul Hagi, nu este cel pe care știți din episodul anterioare, nu știu exact ce s-a schimbat la el, dar ideea este că s-a schimbat ceva și, de asemenea, Chica a venit aici cu iubita lui. Așa că trebuie să avem multă grijă, pentru că acești Hagi sunt mult mai periculoși decât ceilalți pe care le-am întâlnit până acum. Dar înainte să mergem în Brașov, după cum vedeți, acolo jos este, suntem undeva pe munte aici, câte like-uri vreți să strângem la episodul de azi? Ia ziceți voi rapid, rapid de tot. Să ne consultăm aici cu tăbuța, 25.000 de like-uri. 25.000 de like-uri? 26.000 de like-uri. Oh, 26.000! 26.000. Ok, 26.000 de like-uri, zice pisica, și tu, Mihai, câte zici? Ia zi-ne tu așa. A? Ți-am făcut poză la like-uri. Deci cât ai zis? Mai zi 27.000 să fie. 27.000, ia. Deci când voi dați like, eu fac poză, ia. Gata, v-am prins like-urile, le-am făcut poză și hai să ne pregătim de drum, pentru că după cum v-am zis, Hagi este undeva pe aici. Ok, deci trebuie să avem multă grijă. O să aveți grijă. A ieșit la plimbare, domnul, sau ce? E Cartoon Cat, e Cartoon... La plimbare? Bă, merge Cartoon Cat normal! Băi, la plimbare! Dar unde se duce? Vreau să știu. Nu știu, haideți după el să vedem. Să-l urmărim. Ia. E! A plecat la... A plecat pe drum! Random, așa! Ia! Da, uite. Ia, unde? Ia, fiți atenți la el. Ia, uite-l. Ia. Okay. S-a oprit acolo. Hai să trecem pe lângă el. S-a întors. Fugiți. Hai că nu te-a văzut. Nu m-a văzut încă? Nu. Hai să ne ascundem aici, după colțul ăsta. Uite-l că vine. Vine încoace, vine încoace. Dă-te, fugi. Ia că i-aud muzica. Ia, uite-l că vine. Feriți-vă. Am văzut aici în colț. Ia. Lasă că nu ne vede. Nu l-am văzut. Se întoarcă. Haideți să le fugiți. Bă! Ce l-am fraierit pe Cartoon Cat, nu vine să cred. Prima dată cred când îl fraierim pe Cartoon Cat. Bă! Olu, a călcat în ceva. Da, mai călcat niște Nurpo pe papucii tăi. Vezi că Nurpo pe talpă. Ce faci, Nurpo? Eu zic să-i lăsăm în pace pe Nurpo. Bă, Cartoon Cat! Bă! Fugiți, veniți să facem. Se bate cu Nurpo! Da. Se bate cu nor, păi ia uite-l ea. Mamă, ce ne-a dat. Doamne ferește. Așa cum ăla protejează acolo ceva. Cred. Oricum aveți grijă că în zona asta oricum este și Hagi și cu iubita lui. Da. Oh my god, ce e aia? Bă, care-i fază cu ăsta? Oi, de capul. Ce e asta? Ce chestia asta? Nu știu ce e, dar e ceva nasol. Ce face? Bă, se bate. Se bate cu Cartoon Cat. Da, n-are treabă cu noi, lol. Lol? Bă! Bătălia finală, îi dă cu coada. Așa ceva. Bă, nu cred. Ok, haide să continuăm pentru că nu știu, lasă-l în pace. Nu știu ce e chestia, sper să nu se ia și de noi. Ok. Oh my god, ăștia încă se bat. Se bat aici. Mamă, ce bătaie, întoi acolo. Ia uite, a alunecat Cartoon Cat. Să se urce. Nu, hai să mergem. Haide să mergem. Bă, ce se întâmplă? Nu știu. Se zguduie. Tot. Bă, să nu cadă pietre pe noi, nu. Da, nu ca, de nu, fapt. Bă! Aveți grijă. Bă, dar să dă cu apă, care-i faza cu el? Da, dă cu apă. Stai că-l iau eu și-l arunc. Du-te, băiatu! Du-te, bă! Du-te în apă, unde ți-e locul. Lul, chiar l-am aruncat în apă, cred. Da, uite, pe zi în apă, uite. Se duce la Cartoon. Mai e Cartoon? Bă, da, se... A? Se duce să-l bată pe Cartoon, dar nu mai e Cartoon Cat. Ia, da, ok. L-a făcut praf. Bă, vedeți treaba lui. Ok, deci bănuiesc că o să trebuiască să avem grijă la ăsta să nu cumva să se ia de noi. Pentru că ați văzut că e destul. Bănuiesc că ăsta e din apă. Ok, haideți să mergem în oraș, în Brașov, acolo. Hai. Pentru că suntem pe munte pe aici și nu prea îmi place zona asta. Sincer să fiu. Haideți încoace. Nu știu unde să ieșim pe aici, noi trebuie să coborăm în oraș și aș coborâ direct, dar nu știu dacă e o rută bună. Ia stai să mă uit, nu prea e rută bună pe aici. Trebuie să urmăm tot strada, să știți. Da, deci... hai pe stradă, hai pe stradă direct. Haideți pe stradă să vedem. Opa! O, ăsta e nou Hagi! Bă! Uitați-vă la gura lui!
Ia că e și muzica lui Hagi. Aud, aud. Mergeți încet, că dacă faceți mișcări încete, nu vă vede. A, ok. Interesant. Uitați-vă că îi curge salivă din gură, nu și-i curge. Vedeți? Da, 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 chiar îi curge salivă lor. Și Caterinca. Ok, da, nu lăsați-l să treacă pe lângă voi. Lăsați-l să treacă. Eu cred că s-a oprit, se uită în zare. Eu cred că e ceva acolo de unde am pornit noi. Că toți acolo se duc. Ok, lasă-l în pace, hai să mergem mai departe. Mergeți încetişor pe lângă el. Oh, s-a dus acolo să se uită. Lasă-l în pace. Dacă nu se... E iubita lui. E iubita lui. Cred că și așteaptă iubita o cazare acolo, la Râșnov. Aolo. Da, Doamne ferește. Opa. Ce face? Nu știu ce face. Vrea să urce pe munte. A greșit adresa. Ok, dar atâta timp cât noi mergem ușor, ce pe lângă el, ar trebui să fim ok. Întrebarea este, nu știu ce face. Nu ok, lasă-o în pace, lasă-o. Vreau să mă uit la ea, vreau să... Ok, asta e ciudat rău de tot. Hai să mergem mai departe. Înțeles. Uite, pe acolo o să trebuiască să... Hai să coborâm pe aici direct, veni să încoace pe mine. Și mergem direct. Păi mergem! Ce? Au! Nu știu ce s-a întâmplat, Doamne ferește. Haideți să mergem în oraș, pentru că aici în oraș o să fie treaba. Dar nu știu pe unde. Uite-mă că se ia de noi acum. Eu cred că era ceva cu cetatea aia de acolo. Da, pentru că am văzut că se duceau foarte mulți acolo și pe noi ne ignorau. Dar uite cum am coborât de la cetate de acolo, de la Râșnov. S-au luat de noi imediat. Eu te știu. Acolo erau în vacanță, acum nu mai sunt. Erau în vacanță, da, mă, s-au dus în vizită. Ia, mă, du-te de aici. Ce căutați voi în România? Acum pe bune, cartunchet. Ia uite, ia! Hai, că am înțeles. Lăsați-i în pace și fugiți, doar. Treceți pe lângă ei. Fugiți! Lasă, că după asta vine după voi. Ia că vine după voi! M-a prins! M-a prinsese carton dog. Și-am crezut că e un de la mic. Ia mă de aici. Un lur pe care m-a prins și nu știam când a ajuns la mine. Pe mine m-a prinsese, dar gen... Ia stai mă că îi dau cu biluțele astea. Dă-i cu biluțe. Vezi că vin și norpo. Da, am înțeles. Uite, o bilă de asta e egal un norpo, papa. Vezi? Easy. Ce vrei? Ce poți să vrei mai mult de atât? Bă, ideea este în felul următor. Moștii ăștia pe care noi îi cunoaștem sunt ok, putem să îi batem. Problema vine atunci când apare Hagi. Hagi e problema. Unde e pisica? Da. Aici, scuze. Mă strâmbesc. Oh my god, uite-l pe ăla. Se ia de noi? Da. Cred că trage mine. Ia, aveți grijă. Oh! Pară, 100 H. Bă, nu-i viață. Luca Zila îl cheamă. Dar cum l-am urât și eu și l-am urât și tu? Da, zici cum, ce? Oh, asta zic, deci cum, din ce motiv a murit de două ori, nu știu. Dar, ok, deci asta este calea spre oraș. Avem o cale ferată, vai de capul meu. Se ia de noi, Hagi, se ia de noi, Hagi. Hagi, un nou, fugiți! Unde e? A dispărut. Lol, m-am întors privirea o secundă și nu mai era. Ok. Oh, no. Este iubita lui. Și iubita. Oh my god. Om, dar uite cum face. Hagiu vechi nu făcea așa. Ei, nu știu... și era dispărut. Oh my god. Dar nu știu că ar trebui să intrăm acolo. Eu nu cred tuneric. Că e bine de acolo. N-am intrat bine. Nu vor să ne lase să intrăm în oraș, mă, în Brașov, de ce? Eu asta zic. Nu știu. Ciudat. Poate... Uite. Da, mă, nu vor să ne lase să intrăm. Băi, știi ce? Am o idee. Oulu. Wow. Am o idee, haideți să intrăm pe dedesubt, uite, pe străduța asta. Ok. Că mă gândesc că poate, dacă apare pe șina de tren pe acolo, o fi ceva de vor să protejeze, nu știu. Spatele nostru, fugi, Mihai! Mamă, și are și muzica aia cu Hagi, Wagi, de vrea să te strângă în brațe până nu mai poți. Are ceva viață. Fugiți, băieți! Fug! Fugiți! Oulu! Nu, Mihai! Fugiți! Oh my god! Cum a fost asta? Nu! Mamă, vezi că te mănâncă, te mușcă! Dau în el! Fugi! Intru aici! Am intrat aici? Nu poate să vină aici, pisică, poți să vii aici dacă vrei, sau acolo, nu știu dacă intră acolo! Nu știe să intre, nu intră! Suntem în siguranță! Suntem în siguranță. Deci îi dau. Îi dai tu, da. Vin. Vezi că vine după tine. Trag și în el.
Haide, nu, capul meu. Nu, păi lasă-le pace. Haide. Da, lasă-mă pace. Ia uite-l ea. Bă, dar nu mai are foarte mult. Bă, nu mai are foarte multă viață. Uite-l. Ia. Hai, marea bătălie, marea bătălie. Încerc, nu! Nu! Da. Nu cred. Nu mă așteptam să intre aici, sincer. Dar nici eu, nu știu cum a intrat. Mamă, vă dați, aud. Dați-i. Mă, dar e rezistent. Are 40.000 viață, ce vorbim aici? Oh, bine, Mihai. 40.000 viață, ce e asta? Greu, rău. Hai de mine. Ok, hai să ne întâlnim cu pisica în oraș. Pare că singura metodă de a intra în oraș e pe calea ferată, adică n-ai cum altfel. Acum că l-am distrus pe Huggy, probabil iubita lui nu este foarte fericită de acest aspect. Cu siguranță nu. Dar asta e, frate, până la urmă trebuie să eliminăm de aici din oraș. Nu putem să-i lăsăm în Brașov să facă ravagii, deci trebuie să salvăm orașul. Aici e gara din Brașov. Da. Haideți pe aici. Nici nu știu dacă e bine pe unde mergem, da? Eu cred, bă, eu port. Da, stai, putem să-i... Cred că putem să sărim peste ea. Ba nu, ba nu, nu poți. Nu poți. Aparent, nu, pe aici. Pe aici este direcția, da. Așa. Aveți grijă, ochii peste tot, că nu știu unde e. Da. Nu știu unde e, dar aveți grijă că iubita lui este destul de furioasă acum, cred că. Da, la asta mă gândesc și eu. Uite-o! Aoleu! Bă, parcă se mai așteptă! Găsiți cred că, oh my god! Aici, după gard. După gard? Cred. Da, e o idee bună! Hai! Nu! L-am mâncat pe Mihai! Oh my god! Aoleu! M-am mâncat! Aveți grijă, aveți grijă! Oale, de ce vii după mine? Bă, lasă-l! Nu, că nu mă prinde, nu mă prinde. Unde e? E, s-a blocat! S-a blocat acolo. Lasă că e bine, dă-i! Dă-i. Așa... LOL, s-a blocat! Oh! Nu! Mamă! Te-a blocat? Nu, sunt bine, dar... Mamă, de ce ești așa de rea? Mai ești din când. De ce? Dacă nu are mult, gata. Wow! Dar nu rămâne și corpul ei în urmă sau... Nu rămâne aparent, nu. Ok. Asta e destul de ciudat ce se întâmplă în orașul ăsta. Nu știu dacă mai sunt și alții. Oh my god. Uite, ce? Care-i treaba cu ăștia? Păi, eu credeam că i-am eliminat. Nu cred, aveți că sunt mai mulți de fapt. Nu te apropie prea mult. Vreau să mă duc lângă ei puțin să văd ce se întâmplă acolo. Eu nu cred. Sunt pe modul petrecere. Petrecere, da, parcă dansează. Nu! Ți-ai să te apropii prea mult. Ok, hai să... Eu zic să plecăm de aici. Hai să plecăm din orașul ăsta, că tare cred că ei sunt foarte mulți în orașul ăsta, de fapt, și nu e un singur Huggy. E creepy rău. Oh my god. Nu. Vedeți că sunt mulți. Am crezut că e doar unul și cu unul, dar nu. Zici că ești bine? Ești bine? Da, sunt bine. Spatele tău, ce m-am speriat. Ok. Băi, orașul lui Huggy acum sau ce, că nu înțeleg. Eu cred că e cu familie aici. Nu știu ce să zic despre chestia asta. Destul de mulți. Credeți că ar fi o idee bună? Dacă am avea ceva cu care să-i blocăm. Dar stai, am o idee. Ia zi. Gata! Minunat. De ce nu m-am gândit la asta până acum? Bine, ideea e în felul următor. Poți să țin unul. Da, unul. Dacă apar mai mulți. Dacă mai mult decât 3. Ia stai mă că l-arunc pe ăsta. Oh, nu, bă, Max! M-am mâncat, bă, glumești cu mine. Nu! M-am mâncat, frate, nu cred. Hai că mă întorc înapoi. Nu cred că e o idee bună să mai stăm în orașul acesta. Credeți că e o idee bună sau? Nu, să plecăm. Eu nu cred că avem ce să le facem. Uitați-vă la fețe. Da, ăștia sunt cam mărișoare. E spatele tău, pisică, fugi! Fugi. Oh my god. Vezi că vine și prin tunel. Ba nu. Are capul prea mare. Bă! L-am mâncat pe Mihai. Nu. Vezi că vine pe tine, pisică. Nu, l-am mâncat pe mine. Vezi că vine și după tine. Unde e? Mă. Nu știu unde e. Vin, băieți. Vin. Stai că s-a blocat asta aici. Ia uite, bă, poarta asta. Unde-i mă ăla? Nu știu. Nu știu nici eu, asta e problema. Ăștia mari nu știu ce fac, dar cu siguranță nu sunt blocați, pentru că uite că îi văd că se mișcă. Oh my god. Ah!
Ce? A, nu știu cum te-am aprins pe mine, dar nu știu cum. Dar unde e? E nici ăsta. Oh, oleu. Alo, te mănâncă la mare! Mamă! Serios? Nu, mă mănâncă. Ba da, s-a întors la mare și a mâncat. Lol? E mă acolo unde erai tu. Bine, problema cu ăștia mare e că nu știu ce range au. Bă! E mare! Mi-a dat o palmă de la un kilometru. Ce mi-a dat o palmă de la un kilometru? Știam ce m-a lovit. Ai grijă. Oleu. Ok. Nu putem să-i mutăm, oare? No, să există o soluție împotriva lor, pentru că în momentul de față noi nu putem să facem nimic din cauza lor. Ia, veniți încoace, veniți încoace. Ok. Nu știu, trebuie să găsim ceva, o telecomandă pentru ei, nu știu. Crezi? Păi eu știu. Un buton secret. Eu știu. Găsim? Nu știu, stai să văd. Ar fi interesant. Să vedem. Ok. Opa. Pardon. Adică... Trebuie să deschid lanterna. Sunt niște butoane pe aici, dar... Văd aici. Ia vezi. Nu, ușile astea sunt închise. Nu, ia încerc aici. Stai să văd. Și astea sunt închise. Zici butoanele astea de aici? Eu asta zice. Dacă le apă, stai așa o secundă. Se pare că a funcționat chestia asta. Ok. Cred că ei sunt controlați. Bă, cineva îi controlează de aici? Probabil. Dar cine a făcut chestia asta? Nu cred că... Credeți că e Cartoon Cat la mijloc? Posibil. Pentru că el e capul răutăților, dacă e să ne gândim. De fiecare dată a fost Cartoon Cat în spatele la toate chestiile astea. Adică ne-ar mai trebui să-l vedem pe Siren Head pe aici și s-a zis cu totul. Da, exact. Acum ideea este pe unde ne găsim drumul spre casă. O fi... Ia, haideți în tunelul ăsta să vedem. Ce drăguț. Da, nu știu ce să zic. Oulă, ia uite-mă cine a apărut. A venit la pregătită. Dar se putea să nu fie lumânărică ăsta. Mamă, te-ai periculos aici, în zonă închisă. Da. Stai că dau cu... I-am dat cu biluțe. Gata. Gata. Problema e că nu știu unde suntem, mă, frate, aici. Nu știu. Tu e închis aici. Da, cred că n-avem ce căuta aici. Cred că trebuie să mergem pe deasupra. Nu merge. Uite pe aici. Ce? Băieți, văd o urmă de ceva. Oh my god, ce e aia? Văd și eu o urmă, dar nu știu ce... Lovește din nou? Thomas, locomotiva lovește din nou? A, da, lol, arată ca Thomas. Unde e? Nu știu, este umbra și atât. Bă, unde e? Ăsta e în clădire undeva, lol. Probabil. Vezi pe mine. E un mini Thomas. Hai. E dubioasă treaba asta, că mă uit pe aici să văd dacă e ceva deschis. Ideea este că noi trebuie să găsim o cale de a ieși de aici. Aici trebuia să fie un elicopter și nu este. Da, au fugit cu elicopterul. Altă scăpare de aici, uite pe unde, cred. Ia, veniți după mine. Trebuie să sărim gardul ăsta. Săriți gardul. Și acum, uite, pe strada asta, dacă noi mergem, cred că putem să ajungem. Stai să... Ia! E ceva acolo sus. Ia vezi. Mă uit... Loli, e ceva... Da. Hai acolo. Ia, fiți atenți că e ceva acolo. Ia să mergem. Mihai, eu zic să ai grijă. Ce se aude? Se aude ceva. E ăsta încet. Vezi că e SCP-ul ăsta, vezi că ăsta vine ușor, dar s-ar putea să te facă praf dacă vine lângă tine. Din prima. Nu se aproape. Am văzut că se apropie destul de tare de noi. Gata, eu tot. Gata, mă, l-am făcut praf. Aleșinat. Ia. Stai așa. Aoleu. Stai că îl pun așa. Uite așa. Dar cine-i în spatele măștii? Demascarea. Demascarea. Nu pot să văd, din păcate. Da, să-l așa. Nu. Ce? Fugiți. O, ce? Mihai. Uite și tu cine a venit. Uite și tu cine a venit. Țăpăie că ești iepure. Ia pleacă, mă, iepure de aici. Ia uite, mă, Mr. Hop. Deci, acolo. Unde era aia? Aici, pe aici. Pe aici, pe sus? Pisică, vină cu aici. Aici sunt. Mi-e frică să intru. Nu știu ce e acolo. Haideți, bă, băi. Dacă este Bigfoot. Cum ar fi? Nu cred. Cum ar fi? Nu cred, adică... Sper. Ia uite, mă, cine ieși de acolo, impostorul! Nu mă așteptam. E destul de ciudat. Bă, ce-a părut. Ai derajat pe impostor. Bă, de când nu l-am mai văzut pe impostorul, a trecut ceva vreme, zic. De o grămadă de timp. A trecut ceva vreme, zic. Ia dați-mă cu biluțe de astea să scăpăm de el.
Oh my god! L-a aruncat pe Mihai kilometri. Ia uite pe Thomas, uitați-l pe Thomas. Hai că am înțeles. LOL! Bă, unde e? Thomas? Thomas? E prin munte! Ok. Băiatul Thomas n-are treabă, ia uite-te la el. Vă întrebați unde era când îl vedeam cu umbră. Hai că am înțeles. Da, era acolo. Hai că am înțeles. Bă, ideea este că nu știu dacă noi mergem bine pe aici, asta e să văd. Ne-am cam bătut de la deci strada noi mergem aia, acum... Oh my god, e Cartoon Mouse, vezi că tocmai ce apărut lângă mine. Vezi că face din cap așa urât. Dar nu m-am gloate! Mai, dai cu, dai cu cealaltceva, vezi că trebuie să ai mitraliera la tine ceva. Da, am de toate. Dai cu mitraliera dacă e, că... Aoleu. Aoleu, dar nu ne lasă mai am biluțe de-astea, mai am două biluțe, stai că îi dau cu astea. Dai. Ah, am ratat una. Hai, dai, că îl țin eu aici. Wow! Mamă, trebuie să avem grijă cu bilusele astea, că ne aruncă și pe noi. Da. Bă, dar parcă erai tu parte. Sunt doi! Bă, nu cred! Ok, haideți să fugim, haideți să fugim. N-avem. Uite, gata, nicio am găsit eu calea. Am găsit calea. Fugim. Vezi că vine pe noi. Mamă, vine după fugiți, noi. Fugiți. Nu, gata, au plecat. Da. L-au găsit pe Thomas. Crezi? Da, e o posibilitate bună. Asta, vezi că ăsta te împinge urât, tă că l-arunc eu. Ia, dă-l în apă acolo, l-am aruncat, am zis, nu, frate. Bă, să mă urcă înapoi. Fugiți. Oh my god, oh nu, Cartoon Ship. Te rog, eu du-te în apă, așa. Pa. Păi dacă lăsăm în pace? Nu se poate, o să apară. Mihai, a venit Cartoon Mouse în spatele tău. A apărut ăsta. Fugi. Fugiți. Veniți pe mine. Haideți că ne întoarcem aici de unde am plecat. Doamne ajută. Hai. Nu mai vreau să merg aici că mi-e frică rău de tot de orașul ăsta acum. Mamă, încă vine Cartoon Mouse după noi? Deși Huggy ar trebui să plece de aici, că nu e orașul lui. Clar. Hai, intră aici, psică. Intră aici, poate nu vine. Văd că s-a blocat acolo. Da, cred că ar trebui să fim protejați aici, zic. Poate? Da, pe zona lui Cartoon Cat, nu? Ia uităm. Orice ai, dai cu... Da, nu știu cu ce. Băieți? Ce? Da. Băi, cred că avem un alt vizitator. Mamă, cât ai e? Ce să mai zic? A venit și domnul Silent Head. Nu mai am culat, nu mai am nimic. Ia stai o secundă. Trebuie să plecăm de urgență. Cât de mare e ăsta, mă? Băi, băiatule! E puțin cam mare, zice. Băi, băiatule, cât ai mâncat de te-ai făcut atât de mare? Ok. O să încheiem episodul ăsta aici pentru că nu putem să scăpăm de acești monștri. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!